De ziua! Domnul ministru îmi spunea că este emoționat și e firesc să fie așa, să știți că și eu sunt tare emoționată pentru că eu mi-am început cariera mulți ani în urmă la Ministerul Economiei, chiar dacă sunt foarte puțini cei cu care am lucrat eu atunci, dar mă bucur să vă revăd și mă bucur să vă regăsesc și pe cei care au rezistat în timp și pe cei care au venit și au înnoit echipa Ministerului. Am o deosebită plăcere să-l prezint astăzi pe Vadim Brânzan, nou ministru al Economiei, Infrastructurii, mai e ceva în denumire care mi-a scăpat. Și vreau să sper că dumneavoastră împreună cu el o să faceți lucrurile în interesul cetățeanului. Nu vreau să discutăm despre lucrurile care s-au întâmplat în ultimele luni, în ultimii ani, despre lucrurile proaste, pentru că știu că dumneavoastră ați avut interesul cetățeanului și ați încercat să faceți bine pentru cetățean, dar știm că au fost și lucruri urâte care s-au întâmplat în serviciu public. Știm că au fost practici de promovare în funcția oamenilor după criteriu politic, știm că au fost intenții de a forța anumiți funcționari publici să semneze pe lucruri care nu sunt tocmai legale, care sunt abuzive. Știm că ați fost supuși la tot felul de presiuni și nu întotdeauna condițiile de lucru au fost propice pentru ca să ne facem lucru bine și frumos. Noi vrem să vă anunțăm astăzi aici că toate aceste practici abuzive încetează. De astăzi înainte, în capul mesei va fi meritocrația. Oamenii vor fi promovați în funcții, oamenii vor fi selectați pentru o funcție sau alta doar în baza profesionalismului, în baza experienței și în baza disponibilității de a lucra mult și bine în interesul oamenilor. De acum încolo, cetățeanul, interesul cetățeanului, legea, sunt șefii noștri supremi. Asta trebuie să cunoaștem. Sunt tare multe lucruri pe agenda dumneavoastră. Eu vreau să mă opresc asupra două lucruri pe care eu le consider importante și sunt deschisă să discutăm cu dumneavoastră și părerea dumneavoastră. Dar, în primul rând, eu cred că aici, la Ministerul dumneavoastră, împreună cu colegii din alte ministere și în alte instituții publice, trebuie să ne concentrăm pe demascarea și eliminarea tuturor schemelor de corupție. Eu sunt sigură că dumneavoastră știți despre ce vorbim și din experiență proprie, bănuiesc că ați văzut anumite lucruri care s-au întâmplat. Cu toții am citit presa de investigație de-a lungul timpului. Asta este sarcina principală, prioritară, domnul ministru, să oprim scurgerile de bani publici în buzunarul corupților. Să analizăm toate lucrurile, toate tranzacțiile suspicioase care s-au întâmplat în ultimii ani și să avem grijă că de acum încolo proprietatea statului, banul public, este păzit cu mare grijă. A doua sarcină importantă este să creăm un mediu de afaceri propice dezvoltării economiei. Dumneavoastră aici, la Ministerul Economiei, înțelegeți mai bine decât oricine că putem să trăim bine, putem să avem salarii mai mari, putem să avem locuri de muncă, doar dacă se va dezvolta economia, dacă se vor dezvolta afacerile, dacă oamenii de afaceri se vor bucura de reguli de joc clare, egale pentru toți, fără birocrație excesivă, să aibă siguranță că proprietatea privată este apărată, că nu vine nimeni să-ți fure afacerea, să-ți o preia și așa mai departe. Doar atunci oamenii vor vrea să investească, indiferent dacă vorbim de investiții locale, de oameni de aici, din Republica Moldova, care vor să deschidă afaceri, dacă vorbim de oameni din diasporă, care cu mare greu au adunat un mic capital și ar vrea să revină acasă, să-și deschidă o afacere, dar să aibă siguranța că economiile lor sunt păzite de către stat. Și, de asemenea, foarte important să convingem investitorii străini că Republica Moldova nu mai este țara din care se fură
miliarde, 12% din produsul intern brut. Că suntem un stat serios, care poate să creeze condiții pentru investițiile străine și respectiv prin creșterea investițiilor străine și prin creșterea investițiilor locale să putem să creștem standardele de viață ale cetățeanului. Știu că sunt multe alte lucruri pe agenda dumneavoastră. Noi o să facem tot ce ne stă în puteri ca să creăm condiții bune pentru funcționarii publici. Vreau să fie clar încă o dată, de astăzi încetează toate practicile prin care funcționarii publici sunt impuși să comită ilegalități, prin care promovările în funcții, în serviciu public, se fac pe alte criterii decât meritocrația și profesionalismul oamenilor. Dar aceste lucruri se pot întâmpla doar dacă fiecare dintre noi va adopta o asemenea atitudine. Cei care nu doresc să adopte o asemenea atitudine vor trebui să plece. Dar eu îmi doresc foarte mult să știu că toată lumea împărtășește același obiectiv. Și dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră trăiesc în această societate. Și cu cât mai bine vor trăi cetățenii Republicii Moldova, cu atât mai bine ne vom simți noi toți, cu toții, în această țară și în această societate. Domnul ministru are experiență de lucru în altă țară, în special în Statele Unite ale Americii. Sunt sigură că o să vină cu practici și experiențe de acolo. Dumneavoastră va trebui să-l învățați despre practici locale, dar despre cele pozitive, că știu că avem și practici locale despre care nu trebuie să învățăm, pe care trebuie să le eliminăm. Eu îl cunosc pe domnul ministru ca un om deschis, care este capabil să asculte, care este capabil să construiască o relație bună cu toți angajații, cu toți colegii, ori crearea unei atmosfere potrivite, prietenoase, este jumătate din succesul unei instituții publice. Atunci când venim la lucru cu plăcere, pentru că știm că suntem respectați, atunci suntem deschiși să facem tot ce putem pentru ca să ne atingem obiectivele. Ministerul dumneavoastră are sarcini extrem de importante. Avem o fereastră de oportunitate acum să schimbăm lucrurile, să scăpăm din acest cerc vicios al corupției, al migrației atunci când oamenii pleacă pentru că nu mai cred în această țară. Deci dumneavoastră aveți o sarcină foarte importantă, eu cred în dumneavoastră, întotdeauna am fost mândră că mi-am început cariera aici și sper că și dumneavoastră sunteți mândri că sunteți parte din această echipă. Haideți să lucrăm împreună, haideți să-l ajutăm pe domnul ministru și haideți să construim o economie puternică în care să se regăsească și de care să beneficieze toți cetățenii Republicii Moldova, mai ales cetățenii onești ai Republicii Moldova. O economie inclusivă, nu o economie pentru o gașcă de bandiți, așa cum s-a întâmplat în trecut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Dani, ce am găsat, nu? Mulțumesc foarte frumos pentru o introducere atât de detaliată a programului meu de acțiuni, domnul prim-ministru. Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Vadim Brânzan, sunt ministru al economiei și infrastructurii. Am să fiu succint. Vreau doar să trec în revistă direcțiile principale de activitate pe care le văd în următorii viitorul cel mai apropiat, spun așa, și să menționez câteva din principiile de lucru pe care aș vrea ca noi toți să le acceptăm și de care să ne conducem. Deci, despre cele 4D am vorbit în repetate rânduri, în diferite interviuri, nu le voi detalia acum, voi spune doar care sunt. Deci primul de este cel de deconspirare sau de developare a tuturor tranzacțiilor nelegale, practic de lupta cu corupția, trebuie să eliminăm corupția din sistem. A doilea de este cel de demonopolizare, fără de demonopolizare noi nu vom putea construi o economie competitivă cu
cu competiție echitabilă și transparentă. A treilea de este cel de deetatizare, asta nu doar privatizare, dar mai mult decât atât, este pregătirea companiilor de stat și atragerea investitorilor locali, străini. Pentru asta trebuie să creăm un mediu de afaceri pozitiv și deschis, despre care doamna prim-ministru a vorbit. Ultimul de, care de fapt ar trebui să fie primul în lista de priorități, este cel de dezvoltare. Asta e cu ce, sincer, aș fi vrut să încep și să vorbesc despre lucruri frumoase pe care împreună le putem face pentru țara noastră în viitorul apropiat și cel îndepărtat, însă noi nu putem vorbi despre o dezvoltare reală a economiei atâta timp cât primul de nu este rezolvat. Deci vorba despre lupta cu corupție și de conspirarea tranzacțiilor care au dus la dilapidarea verii statului. Deci ne vom focusa pe primul de, cel lupta cu corupția. Și vreau să vă spun, să vorbesc puțin despre principiile de lucru. Deci punctul 1, cel mai important, este zero toleranță față de corupție. Și când zic zero, asta înseamnă zero. Și asta e toleranță zero atât pentru corupția deschisă, cât și cea indirectă. Directă, indirectă, ascunsă, deschisă, zero toleranță. Și la acest capitol aș vrea să spun că mulți dintre dumneavoastră ați văzut miniștrii care au venit și au plecat și toți spuneau că da, vom lupta cu corupția, dar buzunarul 1 era mai mare decât buzunarul celui precedent și știm cu toții ce se întâmpla. Eu vă asigur că de data aceasta lucrurile sunt absolut diferite și vreau să vă spun că pe parcursul întregii cariere profesioniste ale mele și ale doamnei ministru, noi am dat dovadă de integritate, nu în cuvinte, dar în fapte. Am dat dovadă de transparență în relațiile noastre, am dat dovadă de echitate. Și vă asigur că de data aceasta aveți ceva absolut nou în calitate, o persoană de o formație nouă în calitate de ministru. Deci zero toleranță pentru corupție. 2. Se încurajează profesionalismul și nu nepotismul, cumătrismul, nenășismul. Eu în genere nu înțeleg ce înseamnă nepotism, cumătism. Pentru mine astea sunt lucruri absolut străine. Eu m-am format într-o societate diferită și vreau același lucru să fie aici. Deci profesionismul vine în capul mesei. 3. Se încurajează spiritul de echipă și legătura inversă. Deci eu pot găsi limbă comună cu toți, practic, care, în afară de cei care nu respectă punctul 1, zero toleranță pentru corupție. Și vă asigur că vom putea să stabilim relații de lucru foarte bune și să lucrăm într-o echipă pentru a rezolva acele probleme cu care economia noastră se confruntă acum. Și punctul 4 este cel de ține de etica muncii, care zice că sau face lucru bine sau nici nu face deloc. Și eu știu că foarte mulți, majoritatea absolută a celor prezenți aici, sunt profesioniști de o altă calitate, care de mulți ani lucrează în sistem, vă știți lucru foarte bine și toți acei care sunt gata să accepte aceste principii despre care am vorbit acum, sunt încurajați să formăm o echipă și să mă ghideze ca împreună să construim, să rezolvăm problemele cu care ni le-am pus. Cei care nu sunt siguri că pot accepta aceste principii de activitate despre care am discutat, mai ales punctul 1, zero toleranță față de corupție, sunt liberi să plece. Însă iarăși vreau să spun că vreau să termin pe o notă pozitivă. Știți, ultimii ani, când lucram pe Wall Street, investeam în companii, aveam un fond investițional de vreo 500 milioane de dolari și investeam în companii stresate. Companii care care ar putea fi refăcute, reconstruite ca să creeze valoare. Și de fiecare dată după fiecare achiziție, când mă întâlneam cu angajații, veneam cu cuvinte de încurajare, spun așa, că da, va fi greu, schimba lucrurile, însă până la urmă vom avea de beneficia cu toții. Acum vorbesc la nivel de stat.
dacă vom lucra împreună și vom respecta principiile despre care am vorbit, eu vă asigur că și Republica Moldova și noi toți vom trăi acasă, nu vom căuta să plecăm de aici și vom construi o țară așa cum trebuie să fie o țară europeană care acceptă valorile europene, valorile occidentale. Și în încheiere vreau să vă spun că de fiecare dată când doriți să luați o decizie, să puneți o semnătură undeva, să vă gândiți la așa un test, se cheamă testul de Wall Street Journal. Wall Street Journal este o revistă foarte importantă, internațională, cu reputație de, spun așa, de granit. Imaginați-vă că ceea ce faceți apare pe prima pagină acestei reviste. Și dacă ceea ce e scris acolo vă face să rușiți pe dumneavoastră sau pe copiii dumneavoastră sau pe părinții dumneavoastră, mai bine nu puneți semnătura, mai bine nu faceți acest lucru. Chiar dacă sunt presiuni se vor face presiuni, timpul cel mai apropiat, dar nu din partea noastră, vă asigur, mai mult ca atât, dacă se fac așa presiuni, ușa cabinetului meu, oficiul, biroului meu este deschisă, oricând, oricare, de la orice nivel, este binevenit să vină și să discute. Am spus că legătura liberă, legătura inversă, se încurajează, este încurajată și eu vă promit că în calitate de ministru voi face absolut totul cu susținerea doamnei prim-ministru și a întregului guvern, vom face tot posibilul pentru a deconspira toate schemele pentru a epura sistemul, a curăți sistemul de corupție, de acest cancer care ne duce economia noastră. Deci, vă urez succese, hai să lucrăm împreună ca să construim o țară frumoasă pe care cu toții ne dorim. Vă mulțumesc! Dacă e cineva care vrea să adreseze întrebări imediat, dacă nu, sunt sigură că o să aveți suficient timp. Noi contăm pe sprijinul și pe implicarea dumneavoastră. Vă mulțumesc!